În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioasă Părinte Stareț, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși. Am auzit la Sfânta Liturghie din această duminică, numită a 23-a după Rusalii, un text din Evanghelia Sfântului Luca, din același capitol 8 din care s-a citit și duminica trecută. Dacă duminica trecută Mântuitorul a rostit pilda semănătorului cu cele patru feluri de soluri care reprezintă patru tipuri de oameni, sfârșindu-și cuvântarea, la scurtă vreme Mântuitorul se urcă în corabie și trece de cealaltă parte a Mării Galilei sau a lacului Genizaret și merge pe țărmul de răsărit în ținutul numit al Gergesenilor, din provincia Decapole. Și coborând din corabie, Mântuitorul este întâmpinat de un om cuprins de un duh necurat. Și spune Evanghelistul că de multă vreme nu mai purta haine, nu mai umbla îmbrăcat. Adeseori era legat cu lanțuri de către cei din jurul lui și cu obezi. Și sfărâmându-l pe acestea, fugea în pustie. Jalnică priveliște ne închipuim cu toții. Și văzându-l pe Mântuitorul Hristos că se apropie, vine și cade la picioarele lui și îi spune: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt? Rogu-te, nu mă chinui. Știm că Mântuitorul Hristos nu a venit pe această lume ca să facă rău nimănui. Nu a venit să chinuiască pe nimeni. Iar prin cuvintele acestea pe care le rostește personajul Evangheliei de astăzi, putem să ne dăm seama clar că Duhul necurat vorbea prin gura Lui. În drumul său spre acest țărm de răsărit, în timp ce erau pe valurile mării, în corabie, Mântuitorul săvârșește minunea potolirii furtunii de pe mare. Apostolii îl trezesc pe Mântuitorul care a țipise și spune: Învățătorule, mântuiește-ne că pierim, fiindcă valurile erau mari și vântul puternic și era un pericol să se scufunde. Și Mântuitorul ceartă vântul și marea și ploaia și se potolește furtuna. Iar ucenicii se întreabă mirați: Cine este acesta oare? Că poruncește și vânturilor și apei și îl ascultă. Cine este acesta? Și iată câteva versete mai târziu, când coboară din corabie, cel demonizat îi spune: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Iată răspunsul întrebării apostolilor. Iisus era Fiul lui Dumnezeu. De aceea avea această putere asupra naturii înconjurătoare. Și Mântuitorul îl întreabă: Care ți este numele? La care îi se răspunde: Legiune. Fiindcă mulți demoni erau în el. Legiunea era o unitate militară romană ce cuprindea între 4 și 6.000 de soldați. Deci închipuiți-vă câte duhuri necurate se aflau în acel om. Și Mântuitorul, auzind aceasta, le poruncește să iasă din el. Iar demonii, ca o ultimă rugăminte, îi cer Mântuitorului, dacă tot îi alungă, să nu-i trimită în adânc, ci să-i lase să intre într-o turmă de porci, care era nu departe, pe țărm. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ne spune că erau ca la 2000 de capete. Și să le permită să intre în ei. Și Mântuitorul le acordă permisiunea și îndată turma de porci se aruncă în mare și se neacă toți.
Văzând aceasta, cei care erau însărcinați cu păzirea turmelor, aleargă în cetate și dau de știre ce s-a întâmplat. Și îndată de prin cetățile din prejur, vin cu mic, cu mare, și îl văd pe cel care fusese bolnav, că era vindecat și stătea la picioarele Mântuitorului. Și spune Evanghelistul că erau cuprinși de frică. Și fiind cuprinși de frică, îi cer Mântuitorului să plece din mijlocul lor. Și Mântuitorul se conformează. Îi ascultă. Se urcă în corabie împreună cu ucenicii săi ca să se întoarcă în Galileea. Văzând aceasta, cel vindecat se aruncă la picioarele Mântuitorului și spune: îngăduie-mi să vin ca să-ți urmez ție. Și Mântuitorul îi spune: nu, ci du-te și vestește în casa ta și în cetatea ta cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iubiți credincioși, această Sfântă Evanghelie ne arată două mari și importante lucruri. Mai întâi, dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și apoi, ura, răutatea și cruzimea pe care o arată diavolul față de oameni. Faptul că după ce au intrat în porci, acestea s-au aruncat în mare, vrea să ne arate prin aceasta Mântuitorul că mult mai rău ar fi procedat cu oamenii dacă ar fi avut puterea asupra lor. Dacă asupra ființelor necuvântătoare au atâta răutate și vor să distrugă și să nimicească tot ce e bun și ce e frumos, cu cât mai mult au ură față de coroana creației care este omul. Am putea spune la o primă vedere că a fost un oarecare eșec al Mântuitorului acest episod. Pentru că numai cât a coborât din corabie, l-a vindecat pe cel bolnav și îndată locuitorii cetății l-au rugat să plece. Nu a apucat să își facă misiunea de propovăduire. Însă lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa. Pentru că Hristos îl trimite ca un apostol al său pe cel vindecat. Să mărturisească în casa lui, în cetatea sa. Și ne spune Evanghelistul Marcu că în toată provincia de Capole mărturisea despre binefacerile și vindecarea pe care i-a adus-o Mântuitorul Hristos. Însă mai sunt alte forme de demonizare pe lângă acestea, pe lângă aceasta care este prezentată în Evanghelia de astăzi. Tot o formă de demonizare numim și atunci când omul duce o viață plină de păcate, de păcate grele, departe de Dumnezeu, și prin aceasta diavolul primește o anumită înrăurire, o anumită putere asupra celui în cauză. Pentru că toată puterea diavolului se află în răutatea din inima fiecăruia dintre noi. Atâta putere are diavolul asupra noastră, câtă răutate avem fiecare dintre noi în inimă. Și Sfântul Cuvios Marcu Ascetul ne spune că trebuie să avem grijă, pentru că înaintea oricărui păcat pe care îl săvârșim, sunt trei înainte mergători. Neștiința, uitarea și nepăsarea. Așadar, orice păcat pe care îl săvârșim este precedat fie de toate acestea trei la un loc, fie de una din ele. Păcătuim ori pentru că nu știm că este un păcat, ceea ce facem. Poate știam, dar am uitat.
din neatenție. Ori nu ne pasă. Nu ne pasă dacă suntem buni sau dacă suntem răi, dacă facem bine sau rău celor din jurul nostru. Și în lupta sa pentru a își extinde stăpânirea tot mai mult asupra noastră, să fim atenți că diavolul nu neglijează păcatele pe care noi le numim mici. Pentru că prin cele numite de noi mici, te duce și la cele mai mari. De aceea zicea un Sfânt Părinte așa, păcatul cel mai mare pe care îl săvârșește omul, păcatul cel mai mare pentru un om, este păcatul în care se află. Și cu adevărat așa este. Pentru că păcatul care te stăpânește pe tine, acela este cel mai mare pentru tine. Acela îți face cel mai mult rău. Sfinții Părinți îl numesc pe diavol Furnicoleu. Pentru că la început se înfiripează în mintea și în inima omului și este ca o furnică. Iar dacă nu suntem atenți și nu-l strivim atunci sau nu-l dăm afară, crește și prinde putere și devine o fiară neîmblânzită pe care nu o mai poți alunga așa de ușor. Diavolul, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, este rău și viclean. Este mincinos, este invidios, este dezbinător, este lăudăros, este mândru. Și atunci încearcă să ne insuflă și nouă ideea că are o putere mai mare decât o are în realitate. Tocmai pentru a te face să te temi, să te descurajezi. Ce putere am eu? Cum să mă lupt cu duhurile acestea? Pentru că sunt neputincios. Și atunci unii dintre oameni recurg chiar la o cale, spune ei, de mijloc. Adică să se pună bine și cu celălalt. Nu numai cu Dumnezeu. Ori această logică este una greșită. Pentru că în realitate am văzut și în Evanghelia de astăzi că nici asupra ființelor necuvântătoare nu au avut putere până nu le-a îngăduit Dumnezeu. Știind din viețile Sfinților că Sfânta Iustina Fecioară, cu semnul Sfintei Cruci numai, și cu o rugăciune rostită, nimicea toate farmecele marelui vrăjitor al vremii, Ciprian. Sfântul Macarie cel Mare se spune că la un moment dat s-a întâlnit cu un diavol. Și îi spune diavolul, Macarie, tu priveghezi, eu nu dorm deloc. Tu postești, eu nu mănânc niciodată. Însă una o faci tu pe care eu nu o pot face și care mă biruiește. Care este, întreabă Sfântul Macarie? Smerenia. Pentru că diavolul nu se poate smeri, el este mândru. Și începutul mândriei. Iar Sfinții Părinți numesc mândria rădăcina tuturor relelor. Mai departe, avem alte arme pe care Mântuitorul ni le-a lăsat la îndemână. Avem semnul Sfintei Cruci, cu care, însemnându-ne, alungăm toată puterea vrăjmașului. Avem postul și rugăciunea. Căci l-a auzit pe Mântuitorul spunând, cu ocazia vindecării copilului, cuprins de un duh surd și mut, că acest soi de demoni nu este decât cu post și rugăciune. Mai avem la îndemână pocăința, părerea sinceră de rău și spovedania, în care, primind dezlegare de păcatele pe care le mărturisim sincer, și astfel ne scoatem de sub puterea vrăjmașului diavolului. Este drept că diavolul are puterea de a te ispiti, de a te îndemna, de a te amăgi, de a te împinge spre un anumit lucru,
de a ți le prezenta vrednice de dorit, însă nu îți anulează voința liberă. Nu te poate constrânge să păcătuiești. Pentru aceasta ne dăm fiecare dintre noi în parte acordul. Ne învoim cu păcatul, cum spun părinții. Am văzut pe ghergesenii de acum 2000 de ani că l-au rugat pe Mântuitorul Hristos să plece. Să plece din mijlocul lor. Tot cam la fel se poartă și societatea zilelor noastre față de Mântuitorul. Îi cere să iasă din mijlocul ei, să se tragă de o parte. Și de frică, poate, dar și dintr-o oarecare incomoditate pe care o au din partea Mântuitorului și a învățăturii sale. Și Evanghelistul Luca ne spune că Mântuitorul, la rugămintea cetățenilor, și-a luat ucenicii și a intrat în corabie. Tot la fel face și astăzi Mântuitorul. Atunci când este alungat din școlile noastre, când este alungat din societatea noastră de zi cu zi, este alungat din familiile noastre, atunci Mântuitorul își ia ucenicii și se retrage în corabie. Și iată corabia în care se retrage Hristos, Sfânta Biserică. Și El își continuă lucrarea aici, la fel cum o face neîntrerupt de 2000 de ani. El nu ne silește să îl primim. Nu se bagă cu forța în sufletul și în viața noastră. Însă, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ajungem la concluzia că avem nevoie de Hristos. Astfel înțelegem cuvintele fericitului Augustin care spune: ne-ai făcut pentru Tine, Doamne. Și neîmpăcat și frământat este sufletul meu până se va odihni întru Tine. Societatea din ziua de astăzi, vedem că apare foarte vocală în ultima vreme, și îl învață pe Hristos, Cel care este bunătatea, îl învață să fie bun. Pe Hristos, Cel care este îndelung răbdător și mult milostiv, îl învață să ierte și să îngăduie. Ori, așa cum spunea un mărturisitor al temnițelor noastre comuniste, părintele Roman Braga, Cel care suferă puțin, se umple de ură și caută să se răzbune. Pe când Cel care suferă mult, iartă tot. Ori Hristos și Biserica Sa au suferit și suferă mult și știu să ierte tot. Un exemplu al suferințelor pe care le-a suferit Biserica îi avem astăzi pe Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Pe Sfântul Visarion Sarai, pe Sfântul Sofronie de la Cioara, pe Sfântul Nicolae Oprea și pe Sfinții Preoți Mărturisitori Moise Măcinic din Sibier și Ioan din Galeș. Dar pe lângă aceștia sunt atâția alții care nu sunt poate notați nicăieri decât în Cartea Vieții. Și Sfinții aceștia cu siguranță că ne-ar ierta dacă nu le-am face pomenirea astăzi. Însă pământul de sub noi pe care călcăm nu ne-ar ierta. Pentru că este împipat cu sângele lor, vărsat pentru neam și pentru credință. De aceea să-i rugăm să mijlocească înaintea Mântuitorului pentru noi.
Să-i rugăm să ne dea și nouă din tăria credinței pe care au avut-o ei. De a-L mărturisi pe Hristos chiar cu prețul vieții. Și să ne dea putere să ne smulgem de sub robia vrăjmașului diavol. Pentru că astfel, împreună cu toții, să ne putem bucura în împărăția lui Dumnezeu cel întreime lăudat. Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, în veci. Amin.